Jocul este pe terminate și bineînțeles că încep să curgă pachetele foarte bune, ori gratuite, ori la SBC. La obiective avem Team of the Season Player Pack-ul și Shapeshifters Player Pack-ul pentru cei care au făcut acele daily login-uri, iar la SBC avem Year in Review Pack. Deschidem cam 20 din acestea și haideți să vedem ce noroc avem. Fac asta doar așa. Avem primele pachetele, ne-a păstrat omul nostru Darius un Shapeshifter din ăsta și un FX Team of the Season Player Pack. Am două de la obiective și haideți să dăm în primul FX Team of the Season Player Pack. Hai să vedem, hai să începem cu dreptul. Să începem cu dreptul. A plecat Courtois, Courtois asta îmi trebuie mie pe cont. Courtois asta îmi trebuie mie pe cont să-i fac link-ul Militao și lui Alaba, care a picat în episodul anterior, băieți. Mi-a picat Alaba d'Applicate mie în episodul anterior. Scrieți în comentarii cine a văzut episodul anterior în care mi-a dat mare troll la Alaba și primul Shapeshifter Player Pack de astăzi. Hai să vedem. Hai cu ceva bun. Hai cu ceva bun. Fără Bellerin. Mama mea. Muchiele. Bă, dacă nu e Bellerin, dacă nu e Bellerin ăla, e win. Muchiele ăsta chiar arată bine. Aceleași pachetele, dar de data asta pe web app la omul nostru Alex. Te pup, Alex, mulțumesc frumos de pachetele. Dăm la fel. În primul FX, hai cu ceva bun. Berardi, not bad. Vezi că e bun Berardi ăsta, mai ales în echipa lui Alex. Intră bine rău de tot. Messi de Italia e Berardi ăsta pe statusuri. Chiar e forță. Eu zic că e win direct. Și avem și al doilea Shapeshifter Player Pack de astăzi. Bine, mamă, dar are duplicate pe ăsta. Îl are pe duplicate, zim că e tradable. Mama, a plecat primul troll, s-a înjust ăsta duplicate și că mi-a dat tag pe Instastory, follow Nemții TV pe Instagram. Mi-a dat tag pe Instastory direct cu s-a înjust ăsta mare duplicate, îl aruncă direct în SBC. Ae. Continuăm cu pachetele de angajament la omul meu Raul, deschidem pe web app, se știe, FX Team of the Season Player Pack. Diaby, not bad, super sub bun, chiar merge și în echipă, depinde de echipă. Nu e cel mai wow, dar nu e nici cel mai slab cum s-ar zice. Și Shapeshifter Player Pack. N-avea cum să nu vie Bellerinul, sincer. N-avea cum să nu vie Bellerinul, era inevitabil să nu vină un Bellerin, băiți. Ae. Continuăm la Costin, omul nostru, care ne-a păstrat de asemenea două pachete. M-am zis că fac numai cu Shapeshifter Player Pack episodul ăsta, dar au venit și FX-urile, să pleci. Să plece flag-ul bun. Să plece flag-ul bun. Flag-ul bun Franța. Franța. Germania. Virțanu. A plecat Virțanu direct, care e mare țeacă. A plecat Virțanu, care e țeacă. Bines. Bines. Acum trebuie să balanceze, să ne dea ceva, un Shapeshifter bun. Trebuie să ne dea un verzui bun, dacă la albastru ne-a carotat rău de tot. Hai, tati. Hai, tati, lovește-ne. Hai, lovește-ne cu ceva. Tu, cine e ăsta, mă? Spinazzola. Meh, acum depinde și de echipă, dar Spinazzola cu siguranță e peste Bellerin și e și peste Kalulu ăla, deci cred că e cel mai ok până acum. Merge CDM-ul ăsta cu 99 pace, cred că îi ia pe spate pe ăștia. Te pup frate, mersi mult pentru pachetele. Asta e echipa lui Costin, deci intră, știi cum intră, ca o piesă de puzzle intră în echipă, cu Tonali, Green Link, ce link-uri vreți voi, cu Chiellini, bine rău de tot, e win, chiar e win. Am intrat la omul nostru Bubu, la fel, Shapeshifter și FX. Cum să facem, mă? Tot, mă, cu FX-ul. Tot FX-ul trebuie să fie prima. Dă-ne un flag bun, te rog eu. Dă-ne ceva bun. Franța? CF? Nu paie. Putea să fie Benzema. Benzema e CF. Te rog eu, nu mă trola cu paie, că m-am săturat. Mi-am luat de-a troll-uri și pe live de m-au rupt. Deci m-au rupt băieții ăștia cu paie. M-au rupt cu paie. Dacă nu l-am văzut pe paie, m-au îndoit ăștia. Shapeshifter Player Pack. Hai, tată. Dacă ne-ai dat moca pachetul ăsta, dă-ne ceva. Cine-i, mă, ăsta de are și anim... Everton, dar ce dansezi așa cu lanțul ăla la gât, Evertoane? Dă-te să văd un pic atributele, dă-te. 96 pace, 95 dribbling, nu știu ce să zic. Bă, cred că Atal ăla e cel mai win dintre ăștia, nu? Mamă, 40 de cap, te-ai dus în cap direct. Te pop, Bobule, mersi mult pentru pachete, frate, dar e țeacă. Deschidem și la omul nostru Denis, Denis or 2, e plin de Denis. Pe canalul ăsta e plin de Denis, care are unul din 3 martie, april, mei SBC players, cred că e un party back sau ceva de genul. A plecat. Poate să pice din jucătorii ăștia care au fost la SBC-uri, Frederic, Boscali și Quareș, mă, mâncați. Cred că Boscali ăsta e și cel mai nou jucător, e Team of the Season, băieții ăștia doi, n-ai ce să faci, că e Quareș mai trecut de mult, Frederic ăsta, n-ai ce să faci cu el, a plecat Boscali. Un fundaș central decent, Boscali ăsta, te pup, Denise, mersi mult pentru pachetele, frate.
Am ajuns la omul meu, Dragoș, care are și un pachetel surpriză 20-85 plus rated red player. Dacă nici aici nu vedem un Sonaldo, un Mesică ceva, e jale rău de tot. E jale rău de tot. Deschidem FX Team of the Season player-ul ăsta. Hai să vedem. Hai mă, flag bun. Quadrado direct. Quadrado direct, nu știu dacă are ce să fac cu el. Nu e un fundaș lateral rău ăsta. Chiar skill așa, viteză, agilitate, nu e chiar rău, dar vedem restul. Hai că le deschidem pe astea bune. Shapeshifter player pack. Shapeshifter player pack și după aia pleacă pachetul surpriză. Dă flag bun, te rog eu. Mamă, Saint Just ăsta direct. Ăsta, bă, super sub așa Saint Just ăsta mie nu mi-ar displace. În trupa mea, Saint Just ăsta super sub, chiar cred că ar fi decențel. 4 cu 4 stângaci, intră în centru, dă la poartă, ce zic? 93 agility, 88 balance. Te duci, ce am Saint Just, încălzești banca, ești nebun, încălzești banca direct și ajungem la pachetelul surpriză. 20 de jucători, 85 plus, te rog eu, argentinian, verde, de fapt dă-ne verde prima dată și după mai vedem. E verde, argentinian. De ce nu flăcări, francez? Calulu. Bă, Mukiele, hai că Calulu, hai că îi știi nemții dacă e, hai că îi știi. Mukiele, că bă, direct măcar să aibă ceva în spate. Mai dăm unul în spate. Lăsați în comentarii dacă e ruină sau nu. Să fie norocul la tine pe cont, stupule, FX Team of the Season ori 3 și Shapeshifters. Luăm pe ăsta din mijloc. Mamă, din 3 trebuie să pice ceva, bă, te rog eu. Te rog eu, dă-i ceva forță. Dă-ne flagul la Portugal. Nu știu ce să zic de joao Felix ăsta, dar m-am speriat rău că e Cristiano. M-am speriat rău că e Cristiano, dar 95 joao Felix, 550 de cap, 400 de cap, pot să zic că e win. Pot să zic că e win din FX, chiar e win-win. Joao Felix ăsta, hai să vină și Cristiano Ronaldo să plece link-ul. Și suntem în cărți, Hai, rupe-l cu ceva back-to-back francez. Goalkeeper, nu goalkeeper francez, bă, dar francez, dar orice, mă, un left back, mă, să mi-l dea pe Hernandez. Ceva ok. Trebuia un troll, după Felix ăla trebuia un troll. Și într-al treilea e fix toți. Hai, tati, cu ceva bun francez, dar dă-ne un sătă. Bă, De Bruyne! Mă gândeam că e Tielemans sau ceva, dar nici nu cred că e Tielemans în FX sau e, că nici nu mai știu exact. Bine, vezi că nu e rău De Bruyne ăsta. De Bruyne și cu João Félix chiar... Duplicate. Îl aruncăm Quixel și o să îl ia din aplicație ca să putem să deschidem Shapeshifter-ul. Deci după Quixel-ul ăsta trebuie să ne logască cu un verzui bun. Te rog eu, dă-ne din topul ăla. Messi, Son, Atal, ceva bun. Bă, dar de ce nu dă flăcări, mă, Francesc, bă? E o combinație și la ăștia la aia bun dă flăcări și la ăștia nu? Că nu prea știu care e combinația. Nu prea știu de ce nu ne dă. Vreau să vă flăcări multe. Sau sunt fără flăcări shapeshifter-urile astea, că nu prea înțeleg. M-am aplicat direct Mukiele. Deci Mukiele, Joao Felix, De Bruyne, dar din păcate Duplicate și Mike Nan. Din patru pachetele foarte bune, eu zic că decent. Cu Joao Felix ăla ne-am achitat așa de datorii, sincer. Am ajuns pe contul lui Nicu, CSM Ceahlău, se vede nume, a plecat și tricoul ăsta pe spate, Nicule, asta zic. Două pachetele și la Nicu și avem instrucțiuni clare. Trebuie să deschidem întâi Shapeshifter-ul, pentru că are foarte mulți team-ul sunt de ăștia Duplicate, să evităm un dezastru. Shapeshifter, player pack. Te rog eu, argentinian, Messi, corean, Sonaldo, Atal, nu știu ce. Hai că știu ce. Bă, dar de ce nu apar flăcările alea italian, Spinazzola? Bine măcar că n-a picat fundașul central francez, că dacă pica fundașul central francez era singurul shapeshifter pe care l-avea în club. Mi-a dat indicații clare să nu pice fundașul ăla. Spinazzola e bine, să-l bagă direct în echipa lui, îl bagă direct în echipa lui de serie A, eu zic că e mai mult decât mulțumit. Și a plecat FX Team of the Season player-ul. Aici ce și-ar dori el? Să nu fie duplicate, atâta tot. Dacă e și unul top, mai mult decât perfect. German cam Virț, speră să nu-l aibă pe Virț, dar mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred că nu-l are pe Virț. Dacă nu-l are pe Virț, e perfect. Intră în echipa lui de Germania. După cum v-am spus și pe episodul anterior, cu acest cont al lui Nico, o să facem un episod special. E, credeți-mă, o să intre în Hall of Fame contul ăsta. Are toate echipele din toate ligile, Premier League, Liga, toți jucătorii, tot ce se poate, dar o să facem un episod special. Te pup, Nicule, mersi mult pentru pachetele. Am ajuns pe contul meu, pe care, din păcate, nu am reușit să completez toate daily login-urile alea. După cum vedeți, am completat numai 5 și player pick-urile astea aferente acestor daily login-uri. Deci, ultimele cele mai importante lipsesc. Deci, fără shapeshifter garantat din pachetelul ăla, dar am pregătit alte pachetele. Avem câteva player pick-uri, nu o să le deschidem pe toate astăzi pentru că mâine pleacă mare live și o să avem și acolo pachetele.
avem astea jucate la Weekend League de omul nostru Mateo. Te pup, Mateo, mersi mult. Astea le deschidem mâine pe live, deci mă aștept mâine pe live, undeva pe la amiază, așa pleacă live-ul direct. Dar pentru episodul de astăzi am pregătit Year in Review, acest pachetel, și cred că o să mai deschidem și unul dintre acestea două, 84 sau 85, vedem. Vedem în funcție de ce pică la acest Year in Review. Emerson, Modest și Herrera. Modest ăsta, 93 pentru rating. Nu cred că o să joace vreodată, dar aia. Avem fixurile astea de la Weekend League, după cum v-am zis. Unul din 5.85, unul din 4.85, unul din 4.85 și unul din 3.84. Am deschis unul din 3.84 ăsta. A plecat Harry Kane direct. Aia, deci Modest și Harry Kane pe contul meu. Și mai avem câteva pachetele minunate. Mai deschidem, unul din 4.85. Te rog. Mamă, Müller, SBC Players, m-a rupt cu fodări, deci cu pachetele celelalte vă aștept mâine pe live. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine pe acest episod. Vă invit să apăsați și pe butonul și drag dacă vă plac episoadele de genul. Lăsați în comentarii ce v-a picat vouă din pachetele astea, că avem o groază de pachete, o groază de player picuri. Ne umple de jucători, dar de fodări, din păcate. Ne revedem pe următorul live/clip. Lăsați acolo like-urile, comentariile, lăsați și o abonare dacă sunteți noi. Road to 10.000 de abonați, știți foarte bine. Eu sunt Nemții, vă pup.